Stațiunea Montana Rânca a fost și în acest weekend plină de turiști care au venit pentru a se bucura de sporturile de iarnă. Stratul de zăpadă este încă unul consistent, astfel că turiștii au venit la munte în număr mare. Nu au lipsit însă nici accidentele, astfel că salvatorii gorjeni au fost solicitați să intervină de mai multe ori. Zile de foc pentru salvamontiștii gorjeni. În 48 de ore aceștia au fost solicitați să intervină la numai puțin de 9 accidente. Din păcate sunt și evenimente și în acest weekend am avut 9 intervenții. Dintre acestea, 4 le-am predat echipajelor de ambulanță și de zbor pentru transport medical la unitățile medicale, iar la restul le-am acordat prin numărul ajutor și le-am recomandat să meargă pentru controle suplimentare către aceste unități. Echipele salvatorilor au fost suplimentate pentru siguranța celor care vor să se mai bucure de sporturile de iarnă. Avem echipe suplimentare, acum încercăm cu administratorii turcilor de frici de săniuși să stabilim toate elementele necesare de siguranță și de protecție. Avem un cabinet medical de non-stop, o ambulanță salvamont în stațiune și încercăm să asigurăm toate condițiile pentru o siguranță sporită a celor care vin în stațiune. Condițiile pentru iubitorii sporturilor de iarnă sunt propice pentru încă 3 săptămâni, astfel că salvamontiștii vor rămâne în alertă și în perioada următoare.